Iubiți prieteni, vă spun încă o dată cu bucurie, bun găsit la emisiunea În Lumina Cuvântului. Ne referim la Cuvântul lui Dumnezeu, asupra căruia ne vom opri atenția și de data aceasta. În întâlnirea de astăzi îl avem ca invitat pe pastorul Coraș Dorel, pe care îl salut și spun bun venit la emisiune. Bine, găsit. Împreună vom uh, discuta și vom uh, căuta să găsim uh, cele mai potrivite aplicații pentru viața de credință, uh, dintr-un pasaj din Filipeni, capitolul 1, de la versetul 27 la versetul 30. Înainte de a începe această discuție, uh, pe marginea acestui pasaj, uh, este bine să-l auzim, să-l avem uh, proaspăt în uh, mintea noastră și apoi cu ajutorul lui Dumnezeu vom căuta să extragem principii folositoare pentru trăirea vieții de credință. Apostolul Pavel, autorul acestei epistole, spune așa Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți stari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El, și să și duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Amin. Acesta e pasajul biblic asupra căruia ne vom opri în momentele următoare împreună cu invitatul nostru din această emisiune. Cred că e bine să pornim discuția de la încadrarea epistolei în scrierile Apostolului Pavel pentru că nu greșim dacă spunem că această epistolă către Filipeni are totuși un loc aparte în uh, caracterul general al scrierilor acestor, acestui mare apostol. Da, după cum știm foarte bine, Apostolul Pavel a scris foarte mult, a scris profund, a scris căutând ca bisericilor de pe cuprinsul Imperiului Roman, unde se găseau și nu numai, să aducă consolidare spirituală să răspundă cerințelor și nevoilor fiecărei biserici aproape în parte. De pildă, către Corinteni, este cele două scrisori, sunt practic uh, scrise cu intenția de a corecta anumite probleme apărute în uh, Biserica din Corint, știm bine dezbinările din Corint, certurile de partide, nu? De asemenea, sunt epistole care sunt scrise cu caracter doctrinar, de pildă avem Coloseniu care este uh, profund doctrinar, însă epistola către filipeni este scrisă de către Apostolul Pavel, așa cum bine precizat la început, cu un caracter aparte, în sensul că ea este o mulțumire, practic, adusă bisericii din Filipii care contribuie la nevoile misionare ale Apostolului Pavel, pentru că în uh, capitolul 4, la finele acestei epistole, spune la un moment dat, am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi a trimis. Deci, Apostolul Pavel aduce o recunoștință prin scrierea acestei epistole către filipeni, o biserică care sprijină activitatea misionară Apostolului Pavel. Așa cum deja ai precizat, există o legătură aparte între Apostolul Pavel și creștinii din Filip. Au fost oameni care au stat alături de el, și atunci când el este închis, nu pentru că a făcut dezbinare sau a creat probleme de tulburare a liniștii publice, ci pentru că a suferit pentru lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Și au trimis, iată, anumite ajutoare de natură materială. Pentru ca Apostolului Pavel să fie un pic mai ușor acolo în temniță, dacă se poate vorbi un pic mai ușor. Asta având în vedere că uh, era o mare diferență de condiții între temnița de acum și temnița din vremea aceea. Însă, uh, nu despre asta ne propunem să discutăm în emisiune, ci mai degrabă să ne concentrăm asupra uh, acelor îndemnuri pe care le are Apostolul Pavel pentru creștinii din Filip. Aceste, aceste versete pe care le-am citit din finalul capitolului întâi, oarecum motivatoare. Aș pleca de la ideea că prezența Domnului în viața unui om trebuie să facă o anumită diferență. Sunt oameni care vorbesc foarte frumos despre Dumnezeu, dar nu se poate vedea ceva concret în viața acelor oameni. Da, asta este o problemă care este de la începutul bisericii creștine. Și spunea la un moment dat Ignate Teoforu că să tași tu să vorbească faptele tale. Bisericile de-a lungul istoriei creștinismului au fost și sunt alcătuite din mai multe feluri de creștini, să spunem. Sunt foarte mulți vorbitori, da? dar sunt, din păcate, tot mai puțin trăitori. Cred că e foarte important să înțelegem că atunci când Hristos intră în viața unui om, omul este regenerat, se născut din nou, pornește și are o altă viață. Lucrul ăsta se vede, se transpune în exterior prin faptele lui, prin caracterul lui, prin modul lui de a fi și de a trăi în lumea lui, în societatea lui, în localitatea lui. Deci avem nevoie să înțelegem că Biblia trebuie cunoscută nu doar la nivel intelectual, la nivel, să spun, al minții, ci trebuie asumată de către noi și trebuie împlinită, trebuie transpusă în fapte, pentru că în fond Evanghelia este vie, este dinamică și lucrul ăsta presupune răsfrângerea și în activitățile noastre de zi cu zi. Apostolul Pavel a avut întotdeauna o gândire foarte ordonată, o gândire foarte analitică, și el nu așterne la întâmplare cuvinte pe hârtie sau siguranță. papirus, că în vremea aceea nu exista hârtie sau pergament. Putem observa o anumită cursivitate a gândirii lui în paragraful pe care l-am citit? Cu siguranță. Apostolul Pavel. Nu are o gândire fragmentară. El încadrează îndemnul acesta într-o oare mai extinsă. Vorbim despre trăirea în Hristos. Și spune versetul 27: Nu să vă purtați într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Și asta uh, se leagă de multe alte aspecte. Deci, noi nu avem nicio gândire fragmentară, nicio trăire fragmentară. Ci din potrivă, trebuie să ne asumăm un, un plan, da? mai, multe, mai, multe, mai multe lucruri în viața noastră de credință, pentru că nu suntem izolați și pentru că toate lucrurile sunt într-o ordine. Da? Pornind de la nașterea din nou, mai apoi care uh, duce la regenerarea noastră spirituală, mai apoi omul rodește în Hristos. Roadele acestea sunt absolut necesare, Dar minte și Hristos, nu? Pilda smochiii roditor. tocmai în ideea aceasta este rostită pentru a spune că orice creștin trebuie să aducă roade și noi suntem cunoscuți și recunoscuți după roadele noastre. Menirea unui copac, o metaforă aceea pe care o spune Hristos, nu? Exemplul smochiii roditor, nu este să aducă umbră și frunze, ci din potrivă, să aducă rod. Ăsta este scopul lui. Mă gândesc că una dintre cele mai puternice arme pe care uh, Biserica le are la îndemână uh, nu este cea mai grozavă predică sau cea mai grozavă carte pe care o poate scrie un anumit autor uh, sau o predică rostită de un anumit predicator. Cea mai puternică armă a Bisericii este o trăire după Cuvântul lui Dumnezeu, o trăire bazată pe integritate. Pentru că viața nu este un teren de joacă, cum spunea cineva, viața este un teren de luptă, Biserica e implicată într-un război, nu cu oamenii, este un război spiritual și trebuie luptat cu arme spirituale. Și ce ar putea fi mai la locul lui sau mai potrivit în această luptă ca o trăire potrivit cu Domnul, potrivit cu Evanghelia? Da, chiar dacă nu mă înșel, Sfântul de Canterbury spunea la un moment dat că mintea este câmpul de luptă. Mintea imaginați-vă ca un câmp de luptă unde se înfruntă Dumnezeu și Deavolul. Armata lui Dumnezeu și armata Deavolului. Iar creștinul spunea Anselm: Nu poate să fie neutru. Fie se raliază de o parte, fie de cealaltă. În momentul în care a, suntem al lui Hristos, în momentul în care înțelegem că trebuie să ne trăim viața altfel, da? suntem liberi să trăim altfel. Asta e libertatea în Hristos. Încerc să încadrez îndemnul acesta lui Pavel într-o situație contemporană, o situație din vremea noastră. De exemplu, dacă am pleca într-o călătorie într-o altă țară, de exemplu, să vizităm Europa, sunt atâtea lucruri frumoase pe care sunt convins ne le dorim a le putea vizita, și la un moment dat ajungem într-o țară europeană, să spunem Franța, Italia, Anglia, și la un moment dat întâlnim acolo un autocar plin cu turiști. Și ne dăm seama că, după limba pe care o vorbesc, toți sunt români. Doar că cei care sunt cu autocarul respectiv au un limbaj nepotrivit, mai rup flori din. Aranjamentul stradal, specific. Se... Așa, încerc să încadrez. Ei, în momentul acela, parcă nu-ți mai vine să spui dacă te întreabă cineva de unde ești, să spui că ești român, tocmai pentru că sunt un grup de oameni acolo care nu reprezintă cu cinste țara din care provin. Exact. Putem spune tot la fel despre credincioși, despre biserică, că suntem un fel de colonia cerului în lumea asta. Absolut. Absolut. Uh, Filip este un oraș colonie romană. La fel, credincioșii din din Filipi, în imaginea aceasta, sunt văzuți de către Pavel, uh, îmi imaginez ca o colonie a cerului, ambasadorul lui Hristos pe acest pământ. Iar asta presupune o altfel de trăire. De pildă, marea problemă, vorbeam de integritate, marea problemă este compromisul că lăul principiilor noastre este compromisul. În momentul în care ne compromitem, nu facem nimic altceva decât să ponegrim Evanghelia. Noi care putem pretinde a fi reprezentanți a Evangheliei și a lui Hristos, iar lucrul ăsta se reflectă în societate, pentru că, nu? nu Hristos a spus foarte clar să nu ne așteptăm să fim iubiți de către lume, dar din potrivă, ori dacă noi se vede un exemplu negativ cu atât mai mult se focalizează uh, tirul și atacurile societății asupra noastră, a lumii asupra noastră, pentru că diavolul uh, abia așteaptă o oportunități de genul ăsta, nu? Creștini care spun că sunt lui Hristos și care de fapt au o trăire care contravine spiritul Evangheliei. Hai să luăm exemple practice. Uh, ești un creștin, lucrezi la o fabrică, da? Te duci la fabrică, ai un salariu de mizerie, cum se întâmplă, să avem mulți în România, de Paști nu primești primă, de Crăciun nu primești primă, da? Toți din fabrica respectivă își întrege salariul pe căi licite. Tu ce faci? Te compromis sau nu? Ești un tânăr, da? Ești într-un liceu, într-o facultate. La noi se știe, se copiază mult în țara asta. Ce faci? Ești tânăr, stai mulți pe Facebook, astea sunt exemple practice, da? ai o grămadă de prieteni pe Facebook, că vrei să fii și tu popular între ceilalți tineri, stai în nopțile întregi, nu înveți și acum vine vorba, uh, momentul examenului, ce faci? Ha? Te inspiri? De unde? Ce faci? Referate pe oro. Da. Google. Unul dintre Google. Unul Duh? dintre <l> Deci lucrurile astea, uh, să le transpunem în practică a vieții de zi cu zi. Să nu mai vorbesc de, de pildă de un alt lucru, că uh, mi s-a întâmplat în, în pastorație să mă lovesc de lucruri de genul acesta. Uh foarte mulți pensionari în România. Da? Un salariat ține, mi se pare, vreo trei pensionari în spate. Mulți dintre ei, se știe foarte bine, s-au pensionat cu boli fictive. Tu ești creștin, ești al lui Hristos, ești sănătos. Da? Te pensionezi pe caz de boală. Lucrul ăsta nu are cum să fie în conformitate cu Evanghelia. Uh. Citeam o o întâmplare despre un membru dintr o biserică care a mers la un pastor și i-a zis: "Domnule pastor, uite, am niște vecini care au o religie falsă, au o credință nepotrivită, am nevoie de niște tratate, tractate, cum împărțim la cei pe care vrem să evangelizăm. Și puteți să-mi dați niște reviste, ceva maculatură ca să le dau să citească?" Și omul a fost foarte inspirat și le-a spus, uite, cred că cea mai potrivită revistă pe care poți să le dai vecinilor tăi este 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2. Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Paradoxul este că oferim foarte multă literatură creștină oamenilor ca să citească, când, de fapt, oamenii citesc în primul rând ceea ce văd în viața noastră. Absolut ei nu vor citi primele patru evanghelii din uh, Biblie Matei, Marco, Luca, Ioan ei vor citi dacă evanghelia poate fi văzută în viața mea și în viața ta, așa cum spuneai în uh, diverse locuri în care noi ne găsim la școală uh, la lucru, pe stradă în problemele uh, zilnice cu care noi ne confruntăm de fapt eu cred că întrebarea oamenilor este următoarea uh, credința creștină are vreun efect în viața de zi cu zi? Ea trebuie să fie impregnată în viața de zi cu zi. Deci, se cunoaște bine, nu, ce se spune de multe ori în biserică, creștin de duminica și de restul săptămânii. Dacă nu transpunem ceea ce învățăm duminica la biserică, dacă nu o transpunem de luni până sâmbătă în viața de zi cu zi, riscăm să fim un soi de farisei. Contemporani. Da? Știm foarte multe, știm ce ar trebui să facem, dar nu facem. Și asta este o problemă. Uh, modelul nostru și exemplul nostru câștigă. Oamenii ne văd pe noi, cum spunea Dineori. Oamenii ne văd pe noi, ne citesc pe noi, nu? Înainte să ajungă în biserică, ne văd pe noi. Văd vecinul care s-a schimbat radical din momentul în care a cunoscut pe Hristos și vrea să vadă și el ce a produs schimbarea aceea și duce la biserică. No. Uh, de pildă, mă aduc acum, aminte, citeam uh, cum a câștigat Biserica Creștină pe unul dintre cei mai mari apologiți ai ei, pe Tertulian. Era un uh, înfocat critic al creștinilor, dar în momentul în care în, în Africa de Nord, în Cartagina, pornește acea uh, persecuție curuntă, nu perpetua și fericită mar, uh, martirajul lor este foarte bine cunoscut, Tertulian este uimit. Este câștigat de curajul creștinilor, de atitudinea lor pe care au în fața persecuției. Sunt arestați prin anul 190, dacă nu mă înșel, vreo cinci creștini pentru faptul că n-au dus o împăratului. Și trebuiau să fie decapitați trei zile mai târziu. Ei, a treia zi, când în piața din Cartagina trebuiau să fie decapitați cei cinci creștini pentru că nu cinsteau cultul împăratului, Cezarul roman, se adună câteva sute de creștini și care spune următor, Proconsul roman, dacă îi decapitați pe ei și ucideți, trebuie să ne ucideți și pe noi pentru că și noi suntem creștini. Ei, lucrul ăla în viața lui Tertulian și a mai multor oameni a schimbat modul în care erau percepuți creștinii. Curajul lor, atitudinea lor, și asta se a întâmplat în întreaga istoria Bisericii. Câștigăm prin modele, prin exemple pe care le dăm oamenilor. Am plecat în discuția noastră de la cei de afară pe care vrem să-i câștigăm pentru Hristos, prin Evanghelia Lui. Aș merge un pas mai departe, deși sunt convins că are legătură cu ceea ce noi am discutat până acum, ca o altă roadă a trăirii noastre pentru Hristos ca o altă diferență pe care trebuie să o facă viața trăită cu adevărat în lumina Evangheliei. Nu doar o purtare cu integritate care face cinste Evangheliei, cum spunea Pavel, purtați-vă într-un chip vrednic de Domnul, Apostolul Pavel în versetul 27 restrânge oarecum cercul în ce privește trăirea creștină și aduce discuția în domeniul relațiilor dintre cei care se numesc creștini. Și el spune: Să aud despre voi că rămâneți tari în același dub. Cât de mult înseamnă în lupta spirituală a Bisericii tocmai atitudinea de unitate? Fără de unitate este absolut imposibil să obținem ceva în plan spiritual. Al Cristos Hristos a spus-o cât se poate de clar și de ferm, nu? Ioan 17, și mă rog ca tot să fie una. După cum tu, Tată, ești în mine, eu sunt în tine, ca și ei să fie noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Unitatea credibilizează mărturia bisericii. O biserică dezbinată, un creștin dezbinat, nu are nicio șansă în fața atacurilor diavolului. Să fim serioși. Pentru că diavolul exploatează fiecare slăbiciune unde există o slăbiciune a noastră acolo exploatează. Și dacă nu suntem uniți. Mă aduc aminte în istorie pentru că când eram mic citeam foarte mult istorie, era acea celebră falangă macedoneană care a fost plăsmuită de către Filip al II-lea tatăl Alexandru cel mare. În momentul în care un soldat era ucis sau era rănit, era pus în spate și cei de lângă el se lipeau era o unitate extraordinară. Și asta a făcut ca nu, Imperiul Macedonian, Greco-Macedonian să ajungă unde a ajuns în istorie. Pentru că erau uniți. La fel este într-o luptă. Suntem angrenași în o luptă asta spirituală. Dacă nu suntem uniți, nu avem absolut nicio șansă. Eu știu că există un fel de publicitate a creștinului sau un soi de creștin care se fi fiind secolul XXI, un creștin din acesta care nu are nevoie de nimeni altcineva, își este suficient el însuși, nu. Un fel de râmbo spiritual. El le poate face pe toate. Nu este adevărat. Apostolul Pavel vorbește despre modularea trupului și spune că avem nevoie unii de ceilalți, nu? Nu poate să spună ochiul, eu n-am nevoie de picior. Și viceversa. Noi suntem legați în trupul lui Hristos. Fără de unitate nu avem nicio șansă. Noi spuneam la începutul discuției că Epistola către Filipeni este una dintre cele mai pozitive epistole da. din Noul Testament, spre deosebire de 1, 2 corinteni care au caracterul acela corectiv între scrierile apostolului. Totuși aici la Filipi exista un pericol în domeniul ăsta al desbinărilor. Asta privind la capitolul 4, versetul 2, unde scrie apostolul Pavel: "Îndem pe Evodia și îndem pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul." E vorba de două femei. Sunt nume de femei nu cred că la întâmplare, zice apostolul Pavel, nu cred că a dat cu banul și a ales la întâmplare două uh, surori din biserica din Filip și cred că aici el pune degetul pe o problemă uh, curentă în uh, biserica respectivă și anume exista pericolul unei uh, fracturi, a unei divizări. Uh, și spune în continuare, și pe tine, adevărat tovarăș de joc, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement da. și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în uh, Cartea Vieții. Uh, întotdeauna diavolul va căuta să dezbine și să cucerească. Divide timpera. era. dictonul da. uh, acel. Uh, Al lui Cezar. A lui Cezar. Uh, orice, orice biserică locală, orice comunitate creștină care este dezbinată, este ușor de cucerit și ușor de distrus în ultimă instanță. Orice casă dezbinată împotriva ei înșiși nu poate dăinui. Vedeți că Pavel menționează faptul că aceste două femei aveau calități extraordinare. Deci că au lucrat împreună cu mine. Da? Deci au pus sumărul la, la Evanghelie. Sunt mulți creștini care au calități extraordinare, care fac uh, lucruri minunate pentru Dumnezeu și pentru Biserică. Dar cad la testul acesta al unității. Pentru, al, colaborării. al colaborării. Pentru că intervine păcatul. Păcatul nu doarme, păcatul uh, întotdeauna lucrează, diavolul nu doarme niciodată. Nu? Și atunci, acum. Uh, de pildă, unul are o părere mai înaltă despre sine decât celălalt. Crede că îi se cuvine un statut mai privilegiat în biserică decât a altuia. Uh, Ori faptul că noi suntem o biserică uniți și între noi nu există problema cine-i șeful, ba din potrivă spunea Hristos, nu? Uh, da, vrei să fii cel mai mare? Bine, atunci fii sluga tuturor. slujește pe toți, cu alte cuvinte. Da? Și riscăm ca, de pildă, mândria. Ne fiind atenți, prin mândrie să... Uh, să ne separăm unii de ceilalți, să ne fracturăm și, bineînțeles, cum spunea din nou, lucrul ăsta este material de lucru pentru diavol. Îi dăm prilej să ne, să ne distrugă. Imaturitatea spirituală este o altă problemă care duce la divizare aici. Nu ne înțelegem rolul pe care avem în biserică, nu ne înțelegem statutul pe care îl avem în biserică și putem emite uh, lucruri mai mari decât ne-a dat Dumnezeu. Și din pricina aceasta se poate întâmpla ca în biserică să existe fracturi. Fracturi serioase care duc în multe cazuri la șciziunea unei biserici. Da? Polarizarea uh, sunt, lor. Sunt uh, persoane care uh, sunt foarte înzestrate uh, și cu daruri naturale, dar și cu daruri spirituale, okay. dar care au uh, mari dificultăți în a lucra în echipă. În orice echipă de sport există un singur capitan de echipă. Nu pot, nu, nu pot fi toți capitan de echipă. Așa. Dar e o mare diferență când există jocul de echipă și nu trebuie neapărat să fie vedete ca să câștige. Și echipa aceea în care ai, de exemplu, valori individuale, dar care nu pot colabora cu ceilalți componenți ai echipei. Nu odată și nu de două ori, s-a dovedit în competițiile sportive că mai degrabă echipele acelea care au fost foarte ordonate și foarte bune la colaborarea internă au câștigat trofee și alte echipe care au investit enorm în valori individuale, dar în același timp valori egoiste. Care încercau uh, să fragă toată lumina în jurul lor. Publicitate personală. Publicitate personală, în loc să, să caute binele echipei. Da. Cu siguranță, cum spunea din ori, există oameni înzestrați de Dumnezeu, atât haric, cât și biologic, natural. Spunea Gheote la un moment dat că în fața calităților altuia, nu te poți salva decât prin iubire. Deci, ori îl iubești, ori îl invidiezi, adică îl urăști cu alte cuvinte. Și atunci, cum putem să fim uniți? Da? Eu am calități, celălalt are anumite calități. Cum putem să ne unim pentru același scop, pentru același cel? Prin iubire. Hristos spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Și asta o spune ucenicilor. Pentru că și între ucenici există, nu? la un moment dat, cine va fi șeful, cine va conduce, nu? Hristos spune să vă iubiți unii pe alții, pentru că dragostea ne strânge. Dragostea acoperă, spune Pavel, totul. Acoperă diferențele dintre noi. Da? Și nu mai privim lucrurile egoist. Dragostea este o dragoste sacrificială. Ne sacrificăm unii pentru ceilalți. Da? Și atunci nu vrem să fim vedete de unii singuri și toată gloria să fie a noastră pentru că cădem într-o cursă acelui rău. Să ne iubim, prin iubire reușim să fim uniți. Citeam un dat o întâmplare referitor la o biserică locală din America care pusese în fața clădirii o inscripție pentru comunitatea locală, care de altfel nu era foarte mare, și scria următoarele cuvinte: Vă rugăm să ne iertați! și cine citea de exemplu pentru prima dată ce era scris acolo pe tablita aceea, normal își punea întrebarea ce rost are, de ce uh, scriu oamenii aceia uh, aceste cuvinte pentru cei care vin la biserică, vă rugăm să ne iertați. Însă, uh, dacă te apropiai mai îndeaproape de comunitatea respectivă, uh, în urmă cu vreo 30 de ani au fost o comunitate destul de mare, vreo 400 de membri. Uh, fiind tot felul de grupuri și grupulețe, interese peste interese, în vreo 30 de ani au schimbat vreo 8 păstori. Recent, Cimitir ultimul, pastoral. da. da. Recent, ultimul tocmai își dăduse demisia și plecase din biserica respectivă. Ei, la fiecare eșec de felul acesta, un anumit număr de membri plecau din biserică. Și de la 400 de membri au ajuns undeva la 50-60 să mai fie. Uh, la un moment dat și-au dat seama că în felul acesta, dacă vor continua, se vor autodesfința. Uh, probabil că au ajuns la momentul acela de luciditate în care se spună e momentul să ne oprim, dar în același timp și-au dat seama de impactul negativ pe care purtarea lor l-a avut în fața comunității, a oamenilor de afară. De fapt, eu cred că una dintre cele mai slabe mărturii pentru lumea de afară este tocmai uh, o biserică dezbinată. Absolut. Absolut. Este, este o contra dacă o putem numi în felul acesta. Cred că orice ai face după aceea, orice fel de evanghelizare ai încerca, ești etichetat. Nu? Cine? Respectivi oameni care nu se înțeleg unul cu celălalt, nu? problema unității este faptul că, cum spuneam mai mult, ea credibilizează mărturia noastră. Uitați-vă Conciliul Ecumenic, primul Conciliu Ecumenic, să zic, fapte 15, da? Intervine o problemă în Antiohia. Pavel și cu Baraba uh, au, mar, au un schimb viu de replici cu niște iudaizatori care vin și propovădesc circumcizia. Intervine o situație de criză. Biserica devine o, o scenă unde mai mulți oameni își dau cu părerea. Iau o decizie înțeleaptă, trimit la Ierusalim pe Pavel și pe Barnaba, nu? Se duc acolo, se convoacă, se adună apostolii, spune Cuvântul lui Dumnezeu, se adună, eh, apostolii, se adună uh, și prezbiterii, adică liderii bisericii, se adună împreună și spune Cuvântul lui Dumnezeu acolo că uh, au stat împreună și au zis ce e de făcut. Se ridică Pavel, Petru, îmi cer scuze, care este un lider al Bisericii și spune experiența lui din casa sutașului Corneliu, da? vede că Duhul este dat și neamurilor și spune: uh, Noi să o cotim că nu mai trebuie practicată circumciza, ci uh, pentru că mântuirea atât nouă cât și neamurilor este prin Harul lui Hristos. Se ridică mai apoi Iacov, care este un alt lider al Bisericii, care urma să fie martirizat după aceea și împreună redactează o mărturie de credință și în care spune ni s-a părut nimeni Duhului și nouă să nu mai punem. Ei, lucrul ăsta stinge un conflict. Stinge un conflict care era pe cale să degenereze nu numai în biserica din Antiohia, pentru că iudaizatorii deja se răspândiseră și la Roma, erau probleme serioase. Știți că la un moment dat evreii sunt expulzați din Roma tocmai pentru că se certaseră acolo. Și lucrul ăsta este, o, este un mod de a soluționa orice divergență în Duhul. Se adună împreună, discută, se roagă, și împreună redactează o petiție care devine, nu? Carta, să spunem, a primului conciliu ecumenic al bisericii. Și probabil că este o rețetă de rezolvare a conflictelor Absolut. la nivel mai mare sau chiar la nivel mai mic. Deci poate fi folosit ca un 100%. model. 100%. Este un model, este un reper. Lucrul ăsta se întâmplă nu și cu conciliul de la Nicea 325, cel de Constantinopol, care este baza teologică a creștinismului. La fel s-a întâmplat. S-au evit niște probleme, niște erezii care trebuiau corectate. S-au adunat împreună liderii bisericilor, s-au rugat și au ajuns la un consens. Asta este și pe plan local, dar și pe plan general. Oamenii trebuie să se adune în Duhul, să se roage, să caute lumina lui Dumnezeu. Nu se poate ca Duhul lui Dumnezeu să nu ne călăuzească spre unitate. Am plecat de la ideea că prezența lui Hristos în viața omului face o diferență. Uh, o purtare în timp vrednic de Domnul. Spuneam e da. primul gând. Apoi, uh, când Hristos trăiește într-o persoană, acea persoană va fi în armonie cu alți credincioși. Da. Uh, alături de cele două gânduri, mai sunt și alte caracteristici care pot fi încadrate aici? Da. Uh, aș putea să spun aici și problema mărturiei, care e continuă. Nu? Unitate ne ajută să fim, să mărturisim eficient pe Hristos pentru că Apostolul Pavel îndeamnă aici Biserica din Filipii să fie atent la lucrurile acestea, să le practice. Da? Vorbeam despre unitate la început, despre integritate. Lucrurile acestea uh, ne credibilizează în fața celorlalți și reușim să câștigăm, să evangelizăm eficient pe ceilalți. Uh, ar mai fi uh, aici și să mergem spre Vesetul 29-30 problema suferinței, problema atitudine pe care trebuie să o avem în fața încercărilor. Pentru că ele nu ne ocolesc. Hristos a spus-o cât se poate declara în lume, veți avea necazuri. Mie mi se pare paradoxal versetul 29. Uh, da, parcă da, da. parcă nu-ți vine să crezi că Apostol Pavel gândea în felul acesta Și uh, cu privire la voi și cu privire la Hristos vouă vi s-a dat Harul. Uh, nu numai să credeți în el și să-și pătimiți pentru el. Mă întreb oare câți dintre noi considerăm cu adevărat uh, a fi un har, uh, har înseamnă un dar, un, uh, o binecuvântare de la Dumnezeu, să suferi pentru credință. Hmm. Aici uh, trebuie să fim foarte atenți. Problema suferinței poate fi ușor confundată. De pildă, un om. Are o problemă în viața lui, se confruntă cu un anumit păcat, Dumnezeu corectează prin suferință problema lui. Și el poate să creadă că suferă, suferă pentru, pentru, pentru Hristos, pentru credință. Suferim pentru că uneori păcătuim și păcatul are niște consecințe pe care le suportăm aici, acum, ca să nu fim judecați o dată cu lumea, da? punitiv. Apoi suferim pentru că, asta vorbesc din cauza noastră, nu din, din pricina lui Hristos, pentru că facem alegeri greșite în viață. Ne căsătorim cu cine nu trebuie și mai apoi suferim. Uh, intrăm într-o anumită afacere, într-un anumit business, falimentăm. Pierdem tot? Pierdem totul și asta pentru că noi am ales greșit. Nu e Dumnezeu de vină în privința asta. Dar, așa cum spuneai, aici este un har, vorbește despre un har să suferim pentru Hristos. Apostolul Pavel face o afirmație, aș putea spune, și mai radical în Coloseni. Coloseni 1 cu 24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Mă bucur în suferință. Iarăși un paradox. Și spune așa. Și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este Biserica. Foarte mulți oameni care nu sunt familiarizați cu Scriptura, care poate n-au niște noțiuni fundamentale de teologie, riscă să se interpretează greșit, adică să spună suferința lui Hristos nu este suficientă? Ba da. Nu este vorba despre o suferință aici ispășitoare, pentru că cel care a murit pentru noi a fost Hristos. Noi prin sângele lui, nou, Suntem eliberați prin harul care ne l-a dat Golgota, suntem mântuiți. Nu e vorba despre mântuire aici, ci e vorba despre o suferință pentru biserică, substitutivă, pentru celălalt. Vorbeam de unitate. Da? Îmi asum eu problema celuilalt. Pentru că în conformitate cu legea, de pildă, eu nu pot să plătesc pentru greșeala altuia. Eu nu pot fi condamnat pentru greșeala altuia. Și asta spunea Bonhoeffer la un moment dat în Costul Uceniciei, problema aceasta, suferințe asumate. Deci nu, nu este vorba despre o, o suferință ispășitoare aici, să înțelegem, să facem diferența și cei care ne ascultă să facă diferența, ci este vorba despre o, o suferință asumată, este un dar. Și spunea Bonhoeffer că este darul cel mai mare pe care îl poate avea un creștin să-l primească de la Dumnezeu, dar și cel mai greu de înțeles. Pentru că nu-i ușor. nu ușor să suferi, nu-i ușor să-ți asum suferința. Însă, mai departe, Apostolul Pavel spune 1 Petru, 4 cu, 4 cu 12 la 13. Preubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi să vă încerce ca pe ceva ciudat, adică anormal care a dat peste voi. Din potrivă spune, bucurați-vă, iarăși, bucuria în suferință. Bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Cred că e bine să facem o precizare pentru cei care ne urmăresc în cadrul acestei emisiuni referitor la ce înțelegem a te bucura în suferință și în ecaz. Nu aș vrea ca cineva să înțeleagă că Dumnezeu ne cheamă să facem lucruri absurde, lucruri lipsite de orice rațiune, în sensul de a fi bolnav și să zâmbești cu gura până la ureche că ești bolnav și să te bucuri de boală, sau am avut un accident de mașină și ești foarte bucuros că mi-am nenorocit mașina. Și exemplele pot continua în direcția aceasta. Nu ne bucurăm de necazul care vine în viața noastră, dar vorbim despre acea bucurie care nu e dependentă de împrejurări. De exemplu, dacă, dacă fericirea mea e dependentă de mașină, eu sunt bucuros câtă vreme mașina mea este intactă. Obiectul în sine. Obiectul în sine. Dar dacă am tamponat-o sau s-a întâmplat ceva, bucuria respectivă s-a dus. Odată cu obiectul pierde și bucuria. Și bucuria. Pe când bucuria aceasta a lui Dumnezeu rămâne în viața omului, în ciuda condițiilor foarte delicate în care poate ajunge la un moment dat acea persoană. Radul, uite, pentru că suntem în punctul ăsta al discuției, vreau să spunem celor care ne ascultă niște lucruri care trebuie spuse. Când Hristos propovădește mesajul, a spus-o clar și repet ceea ce am spus de niori. A spus-o tranșant, deci dacă pe mine lumea m-a urât, păi și pe voi va ură. Dacă eu am suferit cu alte cuvinte, și voi veți suferi. Pentru că noi suntem, nu, hristomorfizați, suntem, purtăm forma chipului Hristos în noi. Și atunci, Hristos ne spune că vom suferi. Dar să nu ne pierdem uh, curajul. Ferice va fi de voi când din pricina mea, Matei 5, oamenii vă vor bajocori, vă vor ocări și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ferice va fi de voi. Faptele Apostolului, capitolul 5, nu? Petru și Ioan sunt duși la Sinedriu, sunt uh, biciuiți, după intervenția lui Gamaliel sunt eliberați și spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru extraordinar. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învrednici să fie bajocoriți pentru numele lui Hristos. Aș adăuga alături de ce spuneai uh, Ioan capitolul 15, versetul 19, unde spunea Mântuitorul, dacă ați fi din lume, Lumea are ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Deci asta înseamnă că nu e ușor să fii un credincios într-o lume stricată. Absolut. Nicăieri nu găsim în Biblie, în Noul Testament, că Domnul făcea oferte ieftine celor care urmau sau celor care vreau să meargă după el. Din potrivă, le spunea, vedeți că e un preț pe care trebuie să-l plătiți. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepete de sine însuși, să să-și acurce în fiecare de și să mă urmeze. Hristos a spus, eu vreau totul sau nimic. Deci când ți-l pe Hristos, nu se asum doar latura plăcută. Da? Binecuvântări, ci ți asum și responsabilități. Și din responsabilitățile acestea putem să intrăm în problema suferinței, în problema necazurilor care vin peste noi. Problema este cum reacționăm când suntem în ele. Apostolul Pavel, după ce se împroșca cu pietre la listra, spune faptele apostolilor, spune și învăța printre alte că în împărăția lui Dumnezeu vom intra prin multe necazuri, prin multe suferințe. Deci iată, iarăși Pavel vine cu lucrul ăsta și îl precizează. Și acum, încet încet, deja cam de vreo 20 și ceva de ani, în lumea noastră contemporană și în spațiul evanghelic, a venit așa numită Evanghelia Prosperității, care spune în felul următor, o formă reducționistă a ceea ce spune ea. Ești copilul lui Hristos, ești creștin, atunci trebuie să-ți meargă bine. Mașina trebuie să-ți pornească, casa trebuie să fie casă, soția nu? fericită, copiii fericiți, să-ți meargă toate lucrurile bine. A, suferi, ești bolnav, ești falimentar, ai o problemă spirituală. Și tocmai aici trebuie să venim să, com să combatem acest flagel al Evangheliei Prosperității care nu este Evanghelia lui Hristos. Este o Evanghelie diluată, este o Evanghelie distorsionată și spune Pavel în Corinten, dacă în către cei din Galaten, dacă ar veni chiar un înger din cer să vă proiească o altă Evanghelie, să fie cum? Anatema. Ca să nu mai vorbim de interesele ascunse ale celor care purbăvăduiesc o asemenea Evanghelie, Absolut. pentru Comercial. că în ultimă instanță, totul se rezumă la bani, la comerț. Aș finaliza amintind un, un caz din, din viața unui general american din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Un general de 5 stele, un conducător foarte mare al armatei americane, George Patton. La un moment dat, a avut o inspecție a unui regiment de soldați și la întâmplare a luat un soldat și l-a întrebat, zice, care este prima datorie a unui soldat față de țara lui? Și reacția soldatului a fost imediat să spună să moară pentru patrie. Să-și dea viața pentru patrie. Și generalul a spus nu. Prima datorie a unui soldat este să trăiască pentru patrie. Noi vorbim de multe ori despre sacrificiu pentru credință, ați da viața pentru Hristos, Însă, cred că exact același lucru ne-ar spune Domnul și nouă. Prima datorie a unui creștin nu este să moară pentru Hristos, ci să trăiască pentru Hristos. Și dacă va fi să moară, să se întâmplă lucrul asta. Dar Cine trăiește trebuie. pentru Hristos, da. va fi gata și să moară pentru Acum, Hristos. Cum zice Pavel, da, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cu siguranță că trăirea noastră trebuie să valideze vorbirea noastră. Da? Mulți își asumă o credință martirică la nivel verbal. Însă, când vine problema de a te lovi direct în fața de problema respectivă, mulți dau înapoi. Și aici cred că spunea foarte bine problema trăirii. Trebuie să să înțelegem că trăirea nu este ceva utopic. Da? Ceva despre care teoretizăm, ci uh, un lucru care trebuie să se regăsească în viața noastră în fiecare zi, în toate aspectele vieții. Gândire, vorbire, fapte, gesturi pe care le facem. Toate acestea să facă ceea ce spune Apostolul Pavel în Colosenul, orice fac să facem pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Adică este un cel înalt pe care trebuie să-l urmărim. În finalul emisiunii, aș vrea să îți mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care le-ai exprimat atât din experiența personală a slujirii, dar și din cuvântul lui Dumnezeu și m-aș adresa în final celor care ne urmăresc în cadrul acestei emisiuni să nu uităm că avem o mare responsabilitate dacă spunem că îl avem pe Domnul în inima noastră. Să nu uităm că ceea ce suntem vorbește atât de tare încât oamenii nu mai aud ceea ce spunem. Dacă Hristos este cu adevărat viu în viața noastră, să nu uităm că ei vor citi în primul rând această Evanghelie pe care noi o trăim. Aș vrea să te întreb în finalul emisiunii: cum este Evanghelia după tine? Evanghelia pe care o citește soția ta, soțul tău, copiii tăi, vecinii, prietenii, apropiații, se potrivește oare cu Evanghelia scrisă? din cuvântul lui Dumnezeu. Până la următoarea întâlnire, săptămâna viitoare, la aceeași oră, în aceea zi, vă doresc la toți să avem în vedere această evanghelie pe care să o poată vedea și cei din jurul nostru. Așa să ne ajute Dumnezeu.